Doamna Loredana și Diana au venit la cameră să transmită un mesaj pentru dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor și pentru familie. Diana era foarte fericită că a vorbit cu mama, spunea că a vorbit cu mama în videocall și a și văzut-o. Tot Diana a salutat-o și pe Anabel, pe sora lui Dani, pe bunica lui Dani. L-a salutat și pe soțul doamnei Loredana, iar doamna Loredana avea un apel către familie și îi ruga frumos să o întrebe pe Andreea ce se întâmplă sau cum să scrie scrisorile încât să le primească și dânsa, pentru că spunea că toată casa primește scrisori, numai dânsa nu primește din partea familiei. Primește ce îi trimite, bănuiesc că îi trimite mâncare, haine sau ce îi aduc, dar nu primește scrisorile de la ei. Și o ruga pe Anabel, pe cei din familie, cumva să ia legătura cu Andreea, iar Andreea să-i sfătuiască cum să scrie scrisorile în așa fel încât să le primească și dânsa, pentru că era tare necăjită că nu le primește. Am văzut-o foarte apropiată pe Diana de doamna Loredana, mai ales în seara aceasta. Cred că i-o fi spus și mama ei să stea lângă doamna Loredana. Cred că a văzut și materialele din zilele trecute și a văzut cât de apropiat a fost de Diana și că a fost acolo mână de fier pentru ei și le-am văzut foarte apropiate și foarte fericite. Mi-au plăcut ambele.